cetățean al Republicii Moldova cu drept de vot, trebuie să știi totul despre cei cărora le încredințezi soarta țării tale. Finanțarea partidelor. În Republica Moldova, partidele politice pot fi finanțate din surse private și din bugetul de stat. Sursele private pot fi cotizațiile de membru sau donațiile sub formă de bani, proprietăți, bunuri, servicii și altele. Totodată, partidele politice primesc finanțare și de la bugetul de stat. Mărimea alocațiilor nu poate depăși 0,2% din buget. 50% din suma alocațiilor sunt repartizate proporțional performanțelor obținute în alegerile parlamentare, iar altele 50% proporțional performanțelor obținute în alegerile locale generale. Alocațiile se transferă lunar în conturile partidelor prin intermediul Comisiei Electorale Centrale. Alocațiile de la bugetul de stat pot fi utilizate doar pentru cheltuieli pentru sediu și personal, materiale promoționale, primirea delegațiilor străine, manifestații publice, deplasări, telecomunicații, birotică, audit, întruniri, seminare, cursuri. Partidele prezintă de două ori pe an rapoarte către CEC. La fel, lunar partidele prezintă informații despre cheltuielile din alocațiile de la stat. Vezi și tu aceste rapoarte pe www.cec.md. Dacă ți-a devenit cunoscut că un partid încalcă regulile cu privire la finanțare și gestiune financiară, nu ezita. Ai la dispoziție 30 de zile calendaristice din momentul în care ai aflat despre încălcare să depui o sesizare la Comisia Electorală Centrală și persoanele responsabile din acel partid vor răspunde conform legii. Prin implicare, devenim mai puternici. Democrația contează. Comisia Electorală Centrală.